Vă gândiți să vă instalați sisteme de panouri fotovoltaice și să deveniți prosumatori? Ei, în cazul ăsta avem o problemă. Pentru că băieții foarte grei din energie au realizat faptul că în felul acesta, fiind din ce în ce mai mulți prosumatori în piață și oferta de energie o să fie din ce în ce mai mare, în condițiile în care consumul de energie din România este la fel sau poate chiar mai mic în timp, în condițiile în care România se depopulează și nici mari investiții nu am atras în industrie sau alte structuri economice. Prin urmare, ce s-au gândit ei? Este în felul următor. Hai să băgăm o lege încât toți acești prosumatori să poată intra în piață pe niște criterii de eligibilitate foarte, foarte stricte. Adică trebuie să depui un mega dosar, trebuie să ai niște relații ca să fii acceptat ca prosumator. Dar ei nu au putut să arunce așa ceva de genul: bă, sunteți prea mulți, nu ne convine că ne diminuați cota de profit și prețul va trebui să se ducă în jos pentru că v-ați înmulțit în piață și produceți foarte multă energie. Ori să o arunce în felul următor. De fapt, au și spus pe la televizor mai mulți oameni de business în domeniul energiei și politicieni că rețeaua electrică nu poate susține atâția prosumatori și o producție atât de mare de energie electrică. Deci, în felul ăsta au aruncat. Nu duce rețeaua. Așa că, dacă vreți să produceți energie electrică verde, nu avem cum să vă lăsăm pe toți. Pentru că nu ne duce rețeaua. Adică, v-ați prins, nu? Într-adevăr, într-o economie bazată pe criterii concurențiale, n-ar trebui să fie o problemă că sunt mai mulți prosumatori, pentru că ar fi energie electrică suficientă încât producția să se facă mai ieftin, încât să circulăm mai ieftin, să avem prețuri la raft la produse mai ieftine. Adică e o chestie logică, dar evident că sunt deranjați oamenii care au niște cote uriașe de profit din producția de energie. Acum, sper ca lucrurile astea să nu fie atât de nasoale în timp cât să nu putem produce energie electrică dacă într-adevăr vreți să facem o investiție în acest domeniu. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la acest filmuleț. Dați subscribe la canal, dați share la acest film, dați like și ce mai puteți voi face astfel încât să susțineți ideile mele și filmele informative pe care le fac pentru voi. Vă mulțumesc!